perioada rece a anului comportă riscuri importante pentru persoanele vârstnice rămase singure, nedeplasabile sau parțial deplasabile, care îngheasă de frig, persoanele care reprezintă urgențe sociale. Și în acest an, instituțiile abilitate au dispus măsuri de protecție socială. În ultimele zile, când au apărut gerurile, comisia de pe lângă primărie, care e comisia socială, practic au primit însărcinare să facă un grup de lucru făcut ca să meargă pe toate străzile și să vadă cetățenii care sunt în dificultate. Avem 90 de lucrători care îngrijesc la domiciliu 783 de persoane și practic nu avem așa excese, pentru că toate persoanele de care au nevoie de îngrijire sunt îngrijite. Au fost selectate persoanele din familii social vulnerabile, singuratice, unde la 60 de persoane au fost acordate câte un metru de steră de lemn de foc. O parte încă au rămas încă la moment să acest lemn să-l primească. Potrivit primarului, cetățenii pot semnala persoanele vârstnice care necesită intervenții de urgență la numărul de telefon cu program non-stop 222-44. Înțeleg că dacă apare o situație de urgență pe timp de noapte, sau atunci se apelează la poliție, da? Și la poliție și la noi, sutca împrejur, telefonul 222-44. Absolut, sud cam prejur. Echipa TV a chestionat câțiva cetățeni privind cunoașterea acestui serviciu al primăriei. Nu, dar de unde știm? Nu scrie nici în gazetă, trebuie scrie pe undeva, prinesc o gazetă, dar nu scriu. Nu ați știut de așa număr telefon? Nu, 222-44, la primărie. Asta număr telefon. Și noaptea și ziua. Dar știați că primăria are un număr telefon în caz de urgență, care lucrează 24-24? Nu. 222-44, știați de ce număr? Nu. Dar numărul 222-44 vă spune ceva? Nu. Monitorizarea persoanelor vârstnice singure aflate în situații de risc este asigurată de către asistenții sociali comunitari din cadrul Serviciului Asistență Socială și Protecția Familiei și de către 24 pensionari, membri ai Consiliului Pensionarilor din orașul Florești. În parteneriat cu pensionarii, cu Consiliul Pensionarilor, noi identificăm toate problemele cu lucrătorii asistenței sociale și ținem la control zilnic aceste probleme. Activitatea de monitorizare desfășurată de cei 24 pensionari este neremunerată financiar, fiind o acțiune socială de voluntariat. Dușim la dânsă acasă și vedem în ce situație ei sunt și vedem și spunem la domnul Marșină că îi trebuie ajutor medical, ori îi trebuie cărbune, ori îi trebuie lemne și dumnealui îi scrie, îi trimite acasă. Eu conduc 110 pensionari pe 7 străzi din Florești. Cel mai strict și mai greu e la locuitorii care trăiesc singuri. În orașul Florești, în prezent, nu există un centru de noapte sau un centru social de urgență. Ar trebui să avem noi așa centru, în schimb, cu părere de rău, noi ne folosim de spitalul raional. Desigur că ar fi mult mai bine dacă ar exista un centru de plasament pentru persoanele fără adăpost pe perioada de iarnă. Singurele soluții pentru adăpostul persoanelor aflate în dificultate astăzi sunt spitalul raional, azilul de la Prodănești, a cărui capacitate deja a fost depășită de situație, și azilul Speranța din satul Sănătăuca.